Pentru că mai multe localități de la sate sau din cartierele nevoiașe ale orașelor nu oferă celor care le populează ocazia de a se informa prin toate mijloacele necesare, Serviciul de Telecomunicații Speciale a desfășurat o acțiune de voluntariat fără precedent în istoria instituției. Inginerii și tehnicienii de la STS s-au deplasat voluntar în zeci de localități și cartiere sărace pentru a-și oferi serviciile materializate în zeci de ore de lucru. În toate județele țării, în principal în mediul rural, dar și în zone urbane defavorizate, ori cartiere neconectate la internet, inginerii și tehnicienii Serviciului de Telecomunicații Speciale au acționat în sprijinul comunităților locale și au reușit conectarea la internet a 89 de școli, 9 grădinițe, 2 licee, 2 colegii, a unui centru cultural și a unei biblioteci. Efortul voluntar al cadrului STS a constat în zeci de ore de lucrări de cablare structurată, conectare de elemente de rețea, instalare de puncte de acces prin cablu sau wireless la internet, reabilitarea conexiunilor la internet existente și nefuncționale, configurări ale stațiilor de lucru, instalări de sisteme de operare, programe și aplicații, de virusare, precum și instalare și conectare de camere video de supraveghere pentru testele naționale. Voluntarii STS au ajuns și în școala din comuna Gostinu, unde au instalat rețele de wireless, instalări ale sistemelor de operare, dar și instalare și conectare de camere video. Materialele din cadrul acțiunii de voluntariat au fost achiziționate de către instituțiile de învățământ sau primării, dar și prin sponsorizări din partea mediilor de afaceri locale, ori prin sprijinul financiar al unor consilii județene.